Salutare dragii mei și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Eu sunt Cosmin, a.k.a. Doctorașul, iar în acest videoclip continuăm ceea ce am început în episodul anterior și anume această mega fabrică de steel pe care am șters-o complet și am reînceput-o în videoclipul anterior pentru ca să facem la final 60 de encased industrial beam pe minut. Și pentru asta am luat niște noduri de limestone, le-am transformat în partea de jos în concrete, le-am adus până aici, iar aici am extras folosind două minere MK2 suficient iron pe care l-am transformat în ingoturi, iar mai apoi le-am pus în foundry-uri unde mai apoi le-am combinat cu tot ce trebuie, astfel încât cu coal-ul, bineînțeles, astfel încât să facem să facem steel ingots. Iar mai apoi în acest videoclip voi vrea să luăm aceste steel ingots, să le ducem sus, iar mai apoi să ne ocupăm la etajul 1 de asamblarea steel pipe-urilor cu concretul în encased industrial beam, pentru că fiecare din aceste constructere face câte 20 de steel pipe-uri, iar noi avem nevoie să folosim, hai să vedem exact, avem nevoie să folosim assemblere 15 la număr cu rețeta alternativă de encased industrial pipe, folosind steel pipe-uri 24 pe minut și 20 de concrete pe minut pentru a face 4 encased industrial beam. Bun. Și pentru a face 60 avem nevoie de 15 astfel de aparate, adică 15 assemblere. Prin urmare avem nevoie de 300 de concrete și undeva la 360, dacă nu mă înșel, ia să vedem. 24 ori 15, 360 de steel beams. 24 e un număr cam dubios pentru că fiecare face câte 20, așa că dacă fac eu bine calculul, 5 ori 24 fac 120. Adică voi lua 6 d-astea, da, că sunt pe două nivele. Voi lua 6, le voi uni și voi face 120 pe care le voi duce sus, iar mai apoi sus le voi împărți în 5. Iar fiecare 5 se vor duce mai apoi către un assembler. Bun. Iar apoi la final aici avem câteva dintre constructere care fac steel pipe-uri și care nu ne trebuie. Nu ne trebuie pentru că am făcut prea multe, dar le vom folosi pentru acele smeltere unde vom face alte steel pipe-uri, dar pentru un alt proiect surpriză despre care vom vorbi în alt videoclip. Problema este că am uitat un lucru foarte important și mi-am dat seama acum că noi avem nevoie de energie. Lucrurile astea consumă curent și noi producem 1800 și maxim am consumat 1680 și nu mai avem foarte mare marjă de construcție. Sper totuși să reușim să terminăm această fabrică pentru ca mai apoi să mergem să exploatăm oilul, să creăm fuel generatore ca să creăm energie din combustibil și să generăm mai multă energie, iar mai apoi să facem restul fabricilor. Pentru că altfel va trebui să construiesc eu mai multe fabrici de mai multe generatoare de coal, generatoare de energie pe bază de cărbune, ceea ce nu este tocmai foarte 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 plăcut. Bun, dar până atunci ziceam că am nevoie de fapt de 360 de steel pipe-uri. Dar în momentul de față producem 420, deci 80 de bucăți se vor duce 60 de bucăți se vor duce în altă parte. Deci practic noi avem 20 per constructor, avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24 de înmulțit cu 20, 480 facem. 480 de steel pipe. Atât am calculat eu că facem, da? 24 cu 12 cu 12, 24, 24 ori 20, 480. Dar noi nu avem nevoie de 480. Atât facem noi, 480, dar noi nu avem nevoie, avem nevoie de 24 ori 15. 24 ori 15, avem nevoie de 360. Deci 120 de steel pipe-uri vor rămâne în exterior. Ce înseamnă 120? Înseamnă 6 d-astea. Dar vedeți că le-am greșit un pic, așa că le vom reface acum repede.
Avem 1 cu, atunci nu o să facem așa, o să facem altfel. 120 înseamnă 120 înseamnă 6. Deci avem 1, 2, 3. Aici vom pune un merger. Uite, cam așa. 1, 2, 3. Avem 60. Mai punem încă un merger. 1, 2, uite aici. Deci o să vină, uite, așa. Bun. Punem și de aici 60. Da. Am pus strâmb. L-am pus strâmb și nu înțeleg de ce. Că l-am luat cât de cât să fie ok. Ia. E bun? E drept? E drept. Bun. Așa. Dragii mei, nu uitați, dacă vă place videoclipul și vă place seria, lăsați și voi un like, mă ajută foarte, foarte mult. Și de asemenea, abonați-vă dacă vreți să mai vedeți videoclipuri de genul acesta. Bun. Și apoi luăm frumos cele două mărgele și le mărgiuim mai departe. Nu atât de aproape, că vreau totul să arate cât de cât ok. Le mărgiuim frumos în un belt de MK2 pe care îl ducem frumos, uite așa, că n-avem nevoie de el. Avem 120 aici. Apoi avem 1. Hai să le calculăm bine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 și 18. Ori 20, 360, fix cât avem noi nevoie. Bun. Și începem de aici, avem 1, 2, 3. Vreți să facem la fel? Hai să facem la fel, înseamnă că mergem din partea asta. Ca să fim totuși cât de cât echilibrați. Avem 1, 2, 3. O să punem aici. Uite așa. 1, 2, 3. Mai luăm încă 1. Pe care îl vom pune. Uite așa. Și vom face la fel 120. Apoi pe astea două le vom uni undeva. Eu zic că pe aici. Nu e bine. A? 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 Nu e bine, nu e pe mijloc. Uite așa, e pe mijloc. Le vom uni frumos, uite așa. Iar apoi vom face o chestie mișto și anume, punem un lift până aici. Apoi punem un floor hole și un MK2. Vom pune, uite așa. Bun, în speranța că nu ratez niciunul. Avem mai apoi. 1, 2, 3. Așa. Apoi 1, 2 și o să avem. Deci trebuie, teoretic trebuie unul să vină în fața celui din față, unul să vină în fața celui din rândul din spate. Bun, iar astea două la fel le unim frumos. Uite, cred că aici. De data asta am nimerit mai bine. Cred că am nimerit mai bine. Nu trebuie să fie exact, nu mă interesează atât de mult. Uite așa. Punem frumos aici. Luăm un elevator și îl punem până sus. No, bun, n-am ratat niciunul, da? Apoi, mai punem unul. Tup, 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 tup. Uite așa. Uite așa. Uite așa și uite așa. Apoi mai luăm încă unul pe care o să-l punem. Minunat, uite așa. 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 Și nu așa. Uite așa. Bun. Și mai luăm într-un final ultimul merger pe care chiar l-am aliniat frumos. Luăm frumos, uite așa, facem o gaură în tavan, luăm din nou un elevator și facem așa. Bun, avem 3 de 120 pe care le vom împărți mai apoi, fiecare se va duce în câte 5 assemblere. No, bun, acum că am făcut treaba asta, e pe linie chiar, acum că am făcut treaba asta vom merge sus. Ar fi o idee să facem și pe aici un perete. De concret, aparent, nu mai avem nevoie de aceste conveyor lifturi. Le vom lua sus. Bine că am luat și niște
niște bucăți de concret că aveam nevoie. Din păcate însă ne-am extins foarte, foarte mult aici. Ca așa a fost să fie. Problema cu concretul ăsta e că va trebui să-l aducem până aici. Dar hai să vedem cum le facem. Le ducem în coace și după aia invers, să le împărțim aici sau le aducem așa. Hai să le aducem așa aici. Ergo. Assemblere. Change fiecare. Da? Măcar unul dintre ele. Cum facem? Am o idee cum facem. Fiți atenți cum facem. Hai că știu. Deci o să facem assemblerele cu fața încoace. Și astea o să vină sus. Și vom face cu splitere sus. Așa facem. Fiți atenți cum facem. Hai să încercăm. Deci avem assemblere. 15 vom avea nevoie, nu 12. Avem suficient. Bun, de aici o să iasă... Hai să încercăm. Deci, facem un assembler care o să iasă, uite așa. Și... uite, cam... atât. Hai, nu, le punem, uite aici. Uite așa. 1, apoi 2. Au loc pe aici? Au loc, cred că au loc. 3. Hai să vedem. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sper să fie bune, ca altfel 11, 12, 13, 14, 15. Mamă, la fix. La fix. Avem așa, ia. 15 asemblere. Bun. În astea trebuie să intre pe o parte trebuie să intre steel pipe și pe o parte trebuie să intre cimentul de acolo. Și vom face în felul următor. Trebuie să facem alternate encased industrial pipe. Da? Hai să le setăm pe fiecare. Nu pot să dau copy. Și apoi... ia. Și face. Mamă, ești nebun? Ha! Ce tare, dar trebuie să le... Control C, Control V. Bun, și toate fac așa. Minunat. Și avem nevoie de 20 de concret. Problema este că noi avem 360, dacă nu mă înșel. Cât avem? Chiar nu mai știu cât concret avem. Cred că avem 360 de concret. Avem 280. Cred că avem 300 și ceva. Dar o să facem... nu mai știu exact unde am... ia, aici. Ia, ca să calculez exact. 80 de concret. 45. Am făcut eu un calcul pe aici, dar nu mai țin minte exact unde este calculul. Mai țin eu minte? Nu mai țin minte unde. Concret. 300 de concret. Bun. Avem 480 de, stați un pic, avem așa 480 de limestone și fiecare din ăsta avem 480. Facem repede un calcul. Deci avem 480 de limestone și folosim câtva. Nu mai știu. Ah, ba da. Folosim 80, facem 80 pe minut din 120 de limestone. Deci avem 4 ori 80, 320. Deci 160 pe bucată. Cam așa o să fie. Pentru că avem 240 din fiecare, adică 160. Bun.
Hai că am calculat. Deci avem 160 din fiecare belt, că de asta am făcut belt MK3, că nu ne ajungea. 160, da? Și noi avem nevoie, deci împărțim la 8. Prin urmare, o să le ducem pe toate. O să le ducem pe aici. MK3. Le ducem frumos, uite așa. Și pe asta o aducem până aici. Bun, nu se face clipping, nu se face nimic, minunat. Apoi o să le aducem pe aici. De ăsta n-avem nevoie. Și nici de ăsta. Ca să putem. Ce avem aici? Da, asta este o scară pe care nu o mai folosim. Avem nevoie. Bun. Și apoi o să venim așa. Primul o să vină cât mai aproape. Uite, așa. Și apoi o să vină lângă ăsta. Țup, uite așa. Apoi venim mai departe și le aducem până unde trebuie. Partea bună e că avem suficient spațiu de manevră. Și îl aducem până aici. Bun. Iar aici o să vină într-un splitter. Splitterul o să înceapă... cum o să înceapă splitterul? Splitterul o să înceapă de aici. Dar... ăsta are nevoie de 24, deci avem nevoie, ne ajunge un reversed. Uite așa. Uite așa. Cred că așa o să funcționeze foarte bine. Încercăm și vedem. Am o vagă impresie că o să meargă bine. Bun, le avem așa. Tot singura chestie mie să nu cumva să fie prea apropiate. Dar vom vedea. Bun, și le aducem pe ăsta. O să avem un splitter. Acum uite, nu mai avem nevoie de ele, avem nevoie de splitter, așa pot să punem pe 5 splitterul. Și o să vină un splitter. El intră de aici. Și vine cam așa. E bine? E bine, zic eu. MK1 o să intre aici. MK3 o să vină și o să intre, uite așa. Și dacă nu mă înșel, fiți atenți cum facem. Că avem nevoie din 15. Bă, e o problemă aici. Pentru că avem nevoie de... avem 15 aici. Și o să avem 160. Nu? Da. 160, deci 8 o să fie așa. 7 vor fi cu celelalte. Bun, deci 8 o să fie așa. 1. 2. 3. 4. 5. 6, 7 și 8 aici nu o să mai ne chinuim, o să facem, uite așa. Ia să vedem. Le conectez mai întâi așa, pentru că între... nu, ce se întâmplă aici? Așa. M-am speriat un pic. Credeam că am greșit sensul. Dar nu am greșit sensul. Și vom pune Mark 3 belt între ele ca să se ducă tati, să n-avem vreun fel de problemă. Bun. Și între ele, bineînțeles, MK3. Pe toată dimensiunea, deși știu că o să fie supradimensionat, e mai bine să fie așa. Bun. Și apoi...
Hai să nu facem și restul până nu vedem cum e. Aici avem 120 și împărțim la câte 5. 1, 2, 3, 4, 5. Și o să facem așa. MK2. Uite așa. Nu? Mai sus? Hai să vedem, sunt curios de o chestie. E la același nivel? Nu e la același nivel, că o să coboare. Deci o să facem așa. Așa e la același nivel? Nu e la același nivel, e prea sus. Cam ăsta e. Ăsta e nivelul, bun. Bun, și acum. Aici mai punem încă o bucată. Și încă o bucată intră pe aici și se duce mai departe în ele. Ăsta putem să-l dăm jos. Și aici teoretic, dacă îi punem un MK2, intră pe aici și apoi trebuie să se ducă în 5. Se duce o dată în ăsta. Dar trebuie să mai avem încă. Se duce așa. 1, 2, 3. Aici e prea aproape. Facem altfel. Facem altfel. Am gândit-o. O mai gândim o dată. E mai simplu așa. Uite. Așa. MK2. Uite așa. Apoi aducem într-un splitter aici. Sau punem direct așa. Hai să punem direct așa. Sau nu, că trebuie să-ți ducă în toate. Nu. Hai că ne complicăm prea mult. Uite așa. Bun. MK2. Și apoi punem frumos aici. Și o să ducem, uite așa. Mai punem un. Uite așa. Și mai punem încă unul. Uite așa. Și pentru că am mai mult material pentru MK3, voi pune, uite așa. Și apoi voi face, uite așa. 1, 2 și de aici, uite așa. A? Ce ziceți de asta? Hai că n-arată atât de rău. Eu zic că este, că e ok așa. No, bun. Avem 2, 3, 4, 5. Deci, ăsta o să mai fie un splitter. Dacă ar o să vină, uite așa. Uite aici. Încă unul. Puteam să scap de un splitter, dar am vrut să fie mai ușor. Uite așa. Hai să le conectez și aici. Bun. Și apoi facem aceeași chestie. De aici. Aici. De aici. Aici. De aici. Aici. De aici. Aici. Uite așa. Ăsta e strâmb aici. Ăsta este strâmb aici. Uite așa. Bun. Așa. E drept? E drept. Bun, și mai avem încă unul. Hai că uitasem pe aici. Să-l mai... Așa. Bun. Și am făcut primul nod. Nu e foarte fancy, dar e cât de cât decent. Apoi, mai avem încă unul aici. MK2, care vine în partea asta. Și o să vină cu... E, aici avem o problemă.
Pentru că ăsta e foarte apropiat așa. Și nu o să avem cum să le splituim. Ai, ce mă enervează. Asta, aici avem o problemă. Vedeți cum iese? Iese foarte, foarte prost. Am o idee cum facem. A, ce mă uite așa, mă. Un splitter. Ziceam că facem un splitter. Uite așa. Ăsta unde ies? Ies fix așa. Nu, chiar mai mult. Intră pe aici. Oare reușim? E prea strâmb. Prea aproape. Oh, nu se putea să n-avem noi probleme, nu? Hmm. Și dacă îl duc mai departe, ce are? Dacă îl duc așa, ce are? Efectiv, ia zi-mi și mie, ce are? Și după aia le duc așa. Deci, MK2 de aici, aici. E mai strâmb, a, taie-te. Putem chiar să-l facem și mai aproape. Putem să-l facem. Deci cum sunt astea, putem să-l facem, uite aici. Cu 1 mai, nici măcar. Da, nu merge cu 1, cu 2 chiar. Bă, nu vrea, mă. Ba, vrea. Bun. Și apoi. De aici vom avea încă un splitter. Uite așa. 2, 3. Am înțeles. Tași că e foarte bine. Tași că e foarte bine atunci. Cum o să facem? O să facem splitterele astea mai în spate, pentru că aparent avem nevoie. O să le facem, uite, aici. Și apoi. De ce, o să înțelegeți imediat, probabil v-ați dat seama. Una aici. Ăsta trebuie să vină. 2. 3. 4. 5. Pentru că ăsta a ieșit prea devreme aici. Bun. MK3 între ele. Bun. Iar apoi. Ăsta, pe ăsta o să-l scoatem, uite așa. Uite așa. N-avem ce să facem, tragem, uite așa. Bun, iar aici putem să facem invers. Înțelegeți? Da, și l-am rezolvat. Deci avem așa, 1, 2, 3, nu? 1, 2, 3, 4 și încă 1. Altă treabă, iar apoi... Avem din nou splitter care o să vină, uite așa. Și vreau să vină, uite așa. O fi bine? Cred că e bine. De aici vine 120 MK2. Mamă, la fix avem. Apoi vine în primul splitter MK3, uite așa. Apoi mai avem un splitter. Uite aici. 2. 3. 4. 5. Should be good, right? Should be very good. Bun. Dacă n-ar trebui să... fac de 7 ori chestia asta, ar fi minunat. No, bine. Și acum putem să le facem pe astea, putem să le facem așa sau putem chiar să le facem...
Uite așa. Nu că nu mai intră... Nu mai intră concretul după aia. Că trebuie să intre concretul și pe aici. Prin urmare le punem tot așa. Una, două, una, două, una, două, una, două, una, două. Bun, că trebuie să vină și concretul cumva pe aici, nu uitați. Noi ne-am ocupat acum de partea de țevi, dar trebuie să ne asigurăm și concretul. Așa. Bun, acum că am rezolvat cu problema aceasta, nu e tocmai cel mai frumos aspect, dar n-avem CSF. CSF n-ai CSF. Cu celălalt, oare putem să venim? Uite, așa. Pe aici? A? Minunat, merge. Ia să vedem dacă merge în continuare. Ar fi top dacă ar merge în continuare, uite așa. Și de unde avem? De aici începe? Băi, ești nebun? Și aici o să facem pur și simplu o mică... Un mic split, o să fac așa un pic și apoi intrăm de aici cu ele. Ia să vedem. Dacă am gândit-o bine. Ăsta este splitterul, da? Intră frumos de aici. Și putem chiar să-l facem. Cum să-l facem? Uite, așa. 1 2 3 4 5. Mă așteptam, puteam să jur că se întâmplă chestia asta. Hai să facem o treabă. N-avem ce să facem. Trebuie să facem, uite așa. Mai facem încă una. Până ducem până în capăt de tot. Și apoi facem, uite așa, pe verticală și facem un pilon de ăsta. Pilon, pe pare mai apoi, noi o să ne urcăm. Nu, nu e tocmai ideal, dar momentan n-avem ce să facem. Nu o să rămân așa, stați liniștiți. Pe partea de arhitectură ne mai gândim cum arată. Momentan avem partea structurală, după aia vedem noi cum le aranjăm după ce facem tot ce avem de făcut aici. Bun, și încă unul. Uite așa. Și la final o să scoatem ceva. Ce o să scoatem o să fie al nostru. Bun. MK3, da? Uite așa. Și dacă din MK3-ul ăsta o să fie straight. A, da, bun. Deci e bine așa. MK3 și apoi MK1 MK1 MK3. Le facem așa mai întâi, de fapt. Și de aici iese mai departe, uite așa. Și apoi mergem până în capăt, până unde ne blocăm. Aici dăm, da? Mai departe dăm și aici. Dăm și aici. Donăm peste tot, donăm peste tot. Uite așa, minunat. Și aici ce o rămâne, o rămâne. Teoretic rămân 20. Deci nici măcar n-aș avea nevoie de bandă decât de 1. Uite, și o să facem ca să înțeleg exact. No, bun. În cazul ăsta, toate astea ar trebui să primească steel pipe, dar pentru asta și de aici o să iasă și avem suficient spațiu. Și o să le unim, cât o să scoată 4. Am voi vedea seama ce o să fie aici, o să fie la mărgere într-o veselie. Bun. Și o să le scoatem în capăt, cel mai probabil. Că n-avem cum să le scoatem pe aici. Ce vreau eu să fac însă, având în vedere că nu avem cum să punem piloni
Aș fi vrut să pun niște piloni ca să alimentăm. Da, cred că putem să facem asta în continuare. Cine ne oprește? Nu ne oprește nimeni, fiți atenți cum facem. Mai tragem încă o platformă. Ca să avem. Hop. Uite așa. Și ne ducem până departe. Facem și noi ca lumea. Că pe aici va trebui să și mergem. Și încă una. Ca să avem. Și sincer. Încă una așa ca să putem să o colim peste tot. Asta nu a fost tocmai ideal. Chiar nu mi-a plăcut deloc. Dar ce să facem? Aia e. Și mai avem aici încă două. Uite așa. Bun. Iar apoi, unde avem conexiunea? Aici e conexiunea, deci e fix în față. Prin urmare o să facem un pillar. Small concrete pillar, uite aici. 1, 2, 3, 4. Și apoi, uite așa. Din nou, uite așa. Și din nou, uite așa. Și tot așa până undeva pe aici. Și o să venim, uite. 4. Așa, minunat. Cât consumă unul de ăsta? Consumă 15. 15 ori 15. Nu prea avem. 15 ori 15, 225 de wați. Nu cred că mai avem pe acolo, dar hai că vedem cum facem. Cum aducem noi energia pe sus pe aici? O aducem foarte frumos. Mai facem încă un stâlp de rezistență, uite așa. Nu-mi place neapărat cum arată. Așa că nu o să facem așa. Vedem noi cum îl aducem. Îl aducem momentan, îl aducem, uite așa. Și vedem după aceea. Și așa. Și hai să vedem, deci, odată. No, bun. Acum, cum urcăm pe aici? Că știu că asta e o problemă. Uite așa urcăm. Aici cred că o să putem să facem ceva sticlă. Să vină așa sticlă pe aici. Oare? Dacă facem, uite așa. Țup, 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 țup. Uite așa. Facem, uite așa. Nu, că o să vină aici, o să vină un perete ceva, dar nu știu exact ce. Cum o să facem treaba asta. Bun, pe atunci. Curentul o să-l luăm. Îl luăm de aici. O să facem stâlpul să vină un piculeț mai încoace. Face ceva ăsta? Face doar legătura între ăsta și ăsta. Așa că o să punem aici un stâlp. Ăsta o să se lege frumos de ăsta. Ăsta o să-l delegăm de ăsta. Ăsta o să-l delegăm și o să-l punem, uite, aici. Și apoi legăm repede. Uite așa. Și apoi tot ăsta o să vină. O să vină, uite așa? Nu, uite, o să vină, uite așa. Și apoi, uite așa. Eventual, până una alta ca să facem mai frumos. Cam așa.
Putem chiar... Uite, cam pe aici. Și atunci să facem, uite, așa. Și uite, așa, direct. Direct, frumos. Eu zic că arată cât de cât mai ok. Bun. Am putea să facem o scară pe aici. Și avem scări. Fiți atenți că facem o treabă. Scări, 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 scări. Walls. Foundation. Stair. Și unde facem? Facem, uite, aici. Bun, și acum customizer, materials. Uite așa, hop, 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 hop. Bun. Și urcăm. Și pe asta putem, la asta putem să-i dăm dismantle. Și apoi să venim cu încă un... nu prea e bine așa. Bun. Și atunci o să dăm drill-ul ăsta. Uite așa. Eu zic că momentan e ok cât să ne poate să ne ajute să urcăm pe aici. Bun. Și acum că am făcut asta, mai avem un singur lucru de făcut. Să le conectăm pe toate. Uite așa. Și apoi uite așa. Și apoi uite așa. Bineînțeles, nu așa. Trebuie mai sus. O să se umple, uite așa, și apoi uite așa. Bun. Și astea să lucreze. Le punem la muncă. Uite așa. Ia uite așa ce frumos. Până o să ne cadă toată grila de curent. Sper să nu se întâmple chestia asta, că ar fi neplăcută situația, sincer să vă zic, să fie muncit atâta pentru ca mai apoi să ne cadă curentul. Not fun. Oricum o să mai lucrez eu un pic să ne pregătim de fuel generator și eventual într-un singur episod să facem și extracția și generarea de curent. Bun. Iar apoi mai avem un singur lucru de făcut și anume să le adunăm pe toate. Bă, aici nu-mi place, sincer. Uite, ăsta aici nu-mi place. Uite așa. Ăstea, să zicem că arată cât de cât ok. Toate lucrează? Toate lucrează. Toate primesc? Toate primesc. Bun. Funcționează toate? Funcționează toate. Și apoi, merger. Merger, intră și iese așa. La toate. Că n-avem de ales. Uite așa. Nu-mi vine să cred că am avut suficiente materiale, dar vă zic că vedeți că nu prea mai avem. Adică avem, dar nu prea. Avem plăcile pe care le folosim acum, sunt plăcile din cloud. Da? Bun. Scoatem câte 4 pe minut. Ca să fie treaba. Uule, what have I done? What have I done? Done 3. Așa. Una. Două. Partea bună că acum o să avem encased. Și o să avem suficient. Pe minut este foarte, foarte, foarte bine. Și avem și byproduct suficient
pe care să-l folosim în videoclipurile anterioare. Partea bună este că nefuncționând toate toate fabricile. Brother, no good, no bueno. Și asta tot așa se duce, nu? E, facem și noi mai frumos. Așa, bun. Țup, țup, țup. Țup, țup. Ideea e că făcând foarte puține, avem nevoie de cantitate mare. Și cantitatea mare înseamnă că noi vom consuma foarte multă energie. De asta fabricile astea sunt foarte bune, că le extinde mult. Bă, ăsta nu primește concret. Alo? De ce nu primește ăsta concret? Stați un pic, avem o problemă. Nimeni nu primește concret de aici. But why? Așa. Bun, apoi. Nu. Uite așa. Și apoi MK3. Uite așa. Și uite așa. Și toate trebuie să primească. Așa. Bun. Și o să înceapă să primească la un moment dat toate când o să se umple pe aici. Că mai întâi se umplu astea și apoi o să înceapă să se umple toate, dar o să se umple mai greu. Bun, toate funcționează? Primește greu steel pipe-uri. Că trebuie să se umple toate și o să dureze un pic mai mult. Se trimite așa din când în când, se mai trimite. Sper să funcționeze bine și să facem niște steel pipe-uri. Oricum, teoretic ar trebui să funcționeze toate. Vedeți, astea nu funcționează. Deci astea nu funcționează pentru că nu au suficient material. Auleu! Pășe! Hop, așa! Ăsta nu funcționează că nu primește! Uite așa! Așa, vedeți? Mai ratăm câteva. Câte una, câte alta. Câte una, câte două, câte trei, câte patru. Facem, uite așa, până aici. Și apoi, uite așa. Bun. Și apoi ar trebui să vină și să primească și asta. Și ce am putea să mai facem? Să punem așa. Să pun la fiecare concret, dar nu cred că am suficient. O să ajungă până la urmă. 68, 250. 268. 56. 6. Uite, punem așa. Punem și aici. Punem și aici. Și o să punem peste tot. Dragii mei, vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru atenția acordată. Dacă v-a plăcut videoclipul acesta, nu uitați să lăsați un like. Abonați-vă, dați click pe clopoțel și noi ne auzim la un nou videoclip în care vom face alte nebunii. Eu o să mă ocup aici un pic să aranjez toată treaba asta până când o să înceapă să se producă suficiente pipe-uri. Ca să se ducă în mod egal, va trebui să le umplu eu de la început. Dar, na, aia e, o să le facem și pe astea. Vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru atenția acordată. Dacă v-a plăcut videoclipul, din nou, nu uitați să lăsați un like. Și noi ne auzim la videoclipul următor. Rămâneți cu bine, salutare!